Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vom vorbi astăzi despre o boală infecțioasă și anume hepatita A. Alături de mine este doamna dr. Mădălina Șuba, medic boli infecțioase și asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne ascultă și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag! Doamna doctor, vă rog frumos să ne spuneți ce anume ar trebui să știm despre hepatita A. Hepatita A sau hepatita acută virală de tip A trebuie să știm că este o boală infecțioasă. Este o boală contagioasă, adică se transmite de la bolnavul cu hepatita A la persoana sănătoasă, la persoana sănătoasă care nu a fost imunizată anterior, ori prin vaccinare, ori prin boala în sine. Se transmite pe cale digestivă, pe cale fecal-orală și afectează predominant ficatul. Hepatita A se mai numește în popor și boala mâinilor murdare, după cum probabil se știe. Ne puteți spune, vă rog frumos, care sunt factorii de risc, dacă este să ne referim la această patologie? Boala se transmite și se găsește cel mai frecvent în locurile igieno-sanitare precare. Mâinile murdare, de asemenea, sunt un factor de risc, deoarece, cum am spus, boala se transmite fecal-oral. Este foarte importantă o igienă personală, igiena personală să nu fie deficitară. Se transmite prin alimente contaminate, alimentele ingerate trebuie spălate înainte de ingerare, carnea să fie preparată termic corespunzător. Hepatita A se mai poate transmite și prin sânge sau prin derivate de sânge, dar câteva studii internaționale ne arată, dar este foarte, foarte rar. Transmiterea mai poate fi verticală, dar de asemenea este o transmitere destul de rară. Deci, igiena personală este foarte importantă, în primul rând. Da. Ne puteți spune care sunt simptomele pe care le dă această afecțiune? La început, hepatita A are o perioadă de incubație de aproximativ 15-45 de zile, deci o perioadă destul de mare. Pacientul se poate prezenta la noi asimptomatic, fiind asimptomatic, sau se poate prezenta cu un sindrom icteric, să se îngălbenească, să aibă dureri de cap, să prezinte greață, să prezinte vărsături, deci poate să meargă și ca o pseudogripă, cum se mai spune, greață, vărsături, dureri articulare, dureri de mușchi. Care este algoritmul de diagnostic în cazul hepatitei A? Când vine vorba de a diagnostica un pacient cu hepatită A, în primul rând, trebuie să facem anamneza pacientului, ceea ce înseamnă că trebuie să povestim cu pacientul. Este foarte important să aflăm ce s-a întâmplat cu el, de când au apărut simptomele, cum se simte, ce a mâncat, ce alimente a consumat, dacă a fost plecat în țări cu endemicitate crescută, cum este Africa, Asia, unde este frecvent întâlnită această boală. Dacă au fost preparate corespunzător, dacă a băut apă potabilă, dacă a băut apă îmbuteliată. Deci, da, v-aș ruga să ne spuneți acum ce anume presupune tratamentul în cazul acestei boli. Nu avem un tratament. Tratamentul presupune, deci în primul rând, pacientul cu hepatită A trebuie internat într-un spital obligatoriu de boli infecțioase. Tratamentul este simptomatic, se recomandă restricția efortului fizic, se recomandă pacientul să stea liniștit, să evite să facă tot felul deci se limitează activitatea la nivelul camerei până pacientul își revine din stare și până probele hepatice sunt în scădere.
De asemenea, avem un tratament suportiv pentru pacienți, un tratament simptomatic, se mai oferă pacientului, se mai oferă și medicație hepatoprotectoare, de susținere hepatică, pentru a-l ajuta în revenire. Da, ne puteți spune dacă persoanele care au o imunitate scăzută sunt mai predispuse să facă această boală? Persoanele cu imunitate scăzută sau persoanele imunocompromise, într-adevăr, sunt mai predispuse ca la orice altă boală. Pentru persoanele cu imunitate scăzută și nu numai, pentru populația generală, avem câteva vaccinuri aprobate în România, care se fac în două doze, se recomandă și pentru copii, și pentru adulți, și pentru vârstnici, indiferent de vârstă, inclusiv pentru populația care pleacă în țările cu risc. Sunt recomandate vaccinurile împotriva hepatitei A, sunt recomandate de asemenea personalului care lucrează în zone cu risc sau personalului medical care poate lua contact cu hepatita A. Se mai recomandă persoanelor cu boli hepatice cronice, bineînțeles, care au nevoie de acoperire, și este recomandat tuturor vaccinarea de hepatita pentru hepatita A. Așadar, când anume trebuie să ne vaccinăm pentru a nu contacta acest virus? Trebuie să ne vaccinăm în primul rând din copilărie. Sunt recomandate vaccinurile două doze. Este recomandată vaccinarea când o persoană dorește să plece în zonele de risc, în Asia, în Africa, unde este întâlnită frecvent hepatita A. Este recomandat să ne vaccinăm când avem o persoană cu alte patologii asociate, o persoană cu HIV, o persoană cu patologie hepatică asociată, o persoană cu diabet. Deci absolut tot timpul este bine să ne vaccinăm. Ne-ați vorbit mai devreme despre factorii de risc. V-aș ruga să ne spuneți și care este gradul de contagiozitate al hepatitei A și cum anume se transmite? Hepatita A are un grad, se transmite prin materiile fecale. Se elimină prin materiile fecale virusul, deci este calea principală de eliminare. De aceea igiena riguroasă după fiecare utilizare a toaletei trebuie făcută. Gradul de contagiozitate este extrem de mare. Trebuie avut grijă, da. Și care sunt acele persoane care sunt mai predispuse pentru a face această boală? Cele mai predispuse persoane sunt pacienții cu boli deja asociate, pacienții cu o imunitate scăzută, copii, boala se manifestă mai ușor, poate fi chiar și asimptomatică. Dacă ești un pic mai în vârstă și ai contactat boala, se poate agrava. Deci merge cu simptome mai urâte. În ce mod poate afecta funcția ficatului acest virus al hepatitei A? Trebuie să știm că hepatita A este o boală care se vindecă. Nu este o boală care cronicizează, adică nu rămânem cu ea pe viață. Este o boală care se vindecă. Avem studii de peste 90% dintre pacienți care se vindecă cu restituția ad integrum, adică aproape 100% cu în decurs de 26 luni. Deci în decurs de 26 luni putem să scăpăm de hepatita A. Se vindecă hepatita A. Ce riscuri sunt pentru persoanele cu boli hepatice cronice preexistente? Riscurile pentru aceste persoane, vă dați seama că sunt destul de mari dacă se mai adaugă pe lângă o hepatită deja hepatită B sau C, se mai adaugă o hepatită A, sunt destul de mari, de aceea pacientul va trebui internat în spital și îi se va oferi tratament suportiv corespunzător pentru a nu avea complicații. Într-adevăr, există complicații la hepatita A,
care sunt foarte rare. Ca și complicații putem să avem o hepatită recidivantă, dar într-adevăr studiile spun că foarte rar. Mai sunt cazuri de un procentaj de 0-1%, să zic, în care hepatita poate fi o formă fulminantă cu o insuficiență hepatică acută, dar sunt foarte rare, dar trebuie să știm că există. Care este acel moment în care o persoană ar trebui să se adreseze medicului specialist pentru a nu se ajunge la complicații? Persoanele care încep să nu se simtă rău, persoanele care știu că au intrat în contact cu o persoană cu hepatită A, care știu că au un focar în familie de hepatită A, trebuie să se prezinte la medic. Persoanele care nu se simt bine după ce au venit din călătorii în decurs de 2-3 săptămâni, care încep să se îngălbenească, la care poate urina li se schimbă, se face mai închisă, deci apar niște modificări pe tractul intestinal, gastrointestinal, care sunt observate de pacienți. Le poate apărea oboseală, le pot apărea greață, vărsături. În momentul în care ei se simt rău, trebuie să se adreseze la medicul specialist. Analizele de sânge sunt relevante pentru punerea unui diagnostic? Analizele de sânge, bineînțeles că sunt relevante. Într-adevăr, apar modificări pe analizele de sânge. Clinico-biologic, pacientul este... Când vorbim de un diagnostic de hepatită A, ne apar probele hepatice, sunt crescute și pentru un diagnostic cert, un diagnostic de certitudine, putem să facem pacientului IgM de hepatită A pentru un diagnostic de certitudine al pacientului. Se mai pot face și teste funcționale, pe lângă investigațiile biologice, pentru a vedea și starea ficatului, starea pacientului și cum decurge starea de sănătate a pacientului. Da, vă rog să ne vorbiți despre un caz recent de hepatită A pe care l-ați avut. Cazuri recente, da, sunt foarte multe cazuri. Am avut prin gărzi de pe la Recaș, ne-au venit, credem că e un focar acolo, încă nu știu să vă spun estimativul număr, dar ne-au venit pacienți din Recaș, de la copii, tineri, la adulți, cu simptome, cu oboseală, cu greață, cu vărsături, cu li s-a schimbat culoarea ochilor, se îngălbenesc, devin icterici. Am avut ceva cazuri, din fericire, cu succes terapeutic. Pacientul trebuie să stea internat o perioadă de 2-3 săptămâni, trebuie supravegheat, trebuie monitorizat, trebuie atent, să fim atenți cu ei. Dar a fost totul în regulă și e în regulă. Această boală se poate transmite de la un pacient la altul? Sau cum? Sigur că da, boala se transmite dacă pacientul nu este imunizat, boala se poate transmite dacă nu a fost vaccinat, dacă nu a făcut hepatită A în copilărie, se poate transmite pe cale fecal-orală, adică, bineînțeles, trebuie să avem grijă de igiena personală, să nu avem o igienă precară, tot timpul trebuie să ne spălăm pe mâini pentru că se transmite mâini murdare, prin mâini murdare, prin alimente contaminate, se transmite foarte, are un grad de contagiozitate foarte mare. Da, trebuie să fim atenți. Din câte am văzut cu toții, fenomenul drogurilor a luat amploare în țara noastră. Cât de expuse sunt persoanele care consumă substanțe interzise? Persoanele care consumă substanțe interzise sunt extrem de expuse, dar nu sunt expuse doar la hepatita A, sunt expuse la toate tipurile de hepatită, sunt expuse la alte boli cu transmitere pe cale sanguină sau... Deci sunt extrem de expuse, da. Vă rog să ne mai vorbiți puțin despre vaccinare. Când trebuie făcută, în ce fel ne poate ajuta, poate veni în ajutor în situația în care avem cazuri și noi suntem vaccinați, putem
să nu mai facem această boală? Da, se spune că vaccinarea îți are o perioadă, deci îți acoperă, dacă ai intrat în contact cu un pacient și ești vaccinat, nu ar mai trebui să faci boala. Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor din tuturor populației, începând de la copii. Se face în două doze și la un interval de timp și este recomandată tuturor populației. Ne poate, într-adevăr, dacă intrăm în contact cu o persoană cu hepatită A și suntem vaccinați, este în regulă, nu e risc de a lua boala. Foarte multe boli contagioase au reapărut după mulți ani în ultima perioadă. Cum vă explicați acest aspect? Da, într-adevăr, cred că așa este, ne schimbăm cu toții, se schimbă probabil timpurile, bolile contagioase sunt contagioase, avem din păcate mulți pacienți care nu sunt vaccinați de diferite boli din acestea cu transmitere, de aceea este recomandat să se vaccineze, nu doar de hepatita A, să se vaccineze de multe alte boli, este recomandat, sigur. În ce măsură reticența oamenilor în fața procesului vaccinării contribuie la răspândirea sau la revenirea acestor afecțiuni? Da, mi se pare că în zilele noastre, acum mi se pare că oamenii sunt mult mai reticenți la vaccinare, din păcate, din ce auzim și la mămici, la mai multă lume, auzim că refuză să se vaccineze. Vaccinarea este un lucru bun, deci nu este... Sunt vaccinuri studiate, sunt vaccinuri care ne-au scăpat de epidemii, deci de aceea și vaccinul pentru hepatita este... Avem vaccinuri aprobate, avem vaccinuri care sunt în regulă, deci nu... Ne pot ajuta să ne scape. Eu cred că fiecare părinte și fiecare adult, fiecare om este răspunzător pentru alegerile făcute. Explicație nu am să vă spun, dar... Ce anume motivează pacienții? Probabil că în momentul în care pacientul vede că un caz, două cazuri, se simt mai rău sau au făcut, vorbim despre hepatita, au făcut hepatita sau și soțul și soția au făcut hepatita și nu sunt vaccinați, poate în momentul acela le vine să meargă să se vaccineze pentru a preveni sau poate dacă copilul nu e vaccinat, poate... În momentul în care omul vede probabil ce înseamnă de fapt să nu fim vaccinați, să nu fim pregătiți pentru o boală care până la urmă poți să nu o faci dacă ești vaccinat, cred că poate atunci omul decide să se vaccineze și... Credeți că există riscul să revină și alte boli contagioase pe viitor? Eu sper că nu va fi vorba de așa ceva, deoarece am trecut prin multe și prin epidemii de tot felul care ne-au salvat cu vaccinul. Sper că nu este vorba de pe viitor să avem multe cazuri, să avem epidemii, să avem suprapopulații, să avem multe alte care să ne pună populația să prezinte un risc sau sper că nu este cazul. Așadar, care sunt principalele modalități de prevenție dacă este să ne referim la virusul hepatitei A? Principalele modalități de prevenție este să igiena personală, igiena fiecăruia, să fie o igienă corespunzătoare, să nu fie o igienă deficitară, în primul rând. Ține de fiecare persoană în parte, să aibă grijă cum își menegerează propria sănătate.
pe urmă să se gândească când consumă alimente, când consumă fructe, când consumă legume, tot timpul să fie spălate, să fie curățate, să fie corespunzător pregătite pentru ingestie, carnea să fie preparată termic, să aibă grijă la apa cum o consumă, să fie apă îmbuteliată, să nu fie din zone cu risc sau pe urmă să aibă grijă fiecare de dacă dorește cineva să plece în țările cu risc, în Asia, în Africa, să se informeze despre vaccin, se pot vaccina oamenii, să se informeze despre vaccin, să se informeze ce riscuri sunt acolo, să știe, să meargă un pic pregătiți și să fie sănătos, să fie bine. Așadar, pentru că ne aflăm în perioada concediilor de vară, ne puteți da și câteva recomandări suplimentare? Recomandările mele ar fi să aibă grijă fiecare ce face, cum face, ce consumă, ce alimente consumă, de unde se alimentează, cum, de să fie totul, mai ales acum fiind cald, să fie toate păstrate corespunzător termic, să nu existe, sunt multe alte boli care pot fi date de alimentele acestea care nu sunt procesate corespunzător și care sunt consumate, care nu sunt consumate corespunzător. De asemenea și apa, să aibă grijă de unde o consumă, să aibă grijă unde merg și ce beau și să fie tot îmbuteliat și să fie curat acolo. Probabil și spațiile de cazare. Și spațiile de cazare, bineînțeles, să fie igienizate, să fie aerisite, este foarte important, da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările dumneavoastră. Ediția de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim, ca de obicei, pentru atenție. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!